Salut! Astăzi am spus că e timpul să vorbesc despre munții din România și munții, din Român... munții din România se numesc carpați, <coughs> scuze, munții carpați și munții românești. O să fie câteva informații tehnice, o să vorbesc despre munții carpați din Europa. La început o să spun câteva lucruri despre munții europeni care se numesc carpați, după care o să detaliez ce este specific munților carpați din România. O să încep mai întâi cu munții carpați în Europa munții Carpați se întind pe șapte țări, um, mai exact um, Cehia, Slovacia, Polonia, Ungaria, Ucraina, România și Serbia. În Cehia există aproximativ 3% din Carpați, în Slovacia, 17%, Polonia, 10%, Ungaria, 4%, Ucraina, 11%, România, 51% și Serbia, 4%. Ok? Deci, acești munți, care se numesc munții Carpați, se întind pe 7 țări dar cea mai mare extindere o au în România. 51%. Munții încep undeva lângă Viena, se extind între bazinul Vienei, deci Viena, și culoarul Timocului. Timocul e undeva în um, România, în partea de vest a României, <gânt> în zona Banat. Se poate spune că merg și înspre județele de, din Sârbești, adică de la Sârbi din Serbia. Se numește țara Serbia, dar limba e sârbă și județele sunt sârbești. Și sunt uh, câteva județe sârbești, Branicevo, Morava de Est, Bor, Jadecar, Cladova, ok, și anumite zone din uh, Bulgaria. Um, acești munți, cred că sunt numărul 2 la nivel european ca și extindere, pentru că au o lungime de 1700 de kilometri um, și au o lățime maximă de 130 de kilometri. O să vă rog cei care folosiți alte mile sau alte forme de, de măsurare să încercați să faceți voi singur transformarea. Pe primul loc la nivel european, îl reprezintă cred că alpii, munții alpi și apoi munții carpați, aici nu vorbesc de uralii din Rusia, okay? că acolo sunt munții urali. Revenind la Europa, um, deci încep um, um, acești munți. Au cel mai înalt munte din Carpați, este de 2655 și se numește vârful Gerlaciovski, repet, Gerlaciovski din Slovacia, în munții care se numesc Tatra. Deci 2655. Ok? Sunt mai, mulți vârți, vârf, mai, mai multe vârfuri înalte și în Ungaria și în Polonia, de exemplu, dar în România. În România cel mai înalt vârf este vârful Moldovianu, care are 2544 de metri și este situat între munții Făgăras și Carpații Meridionali. Spre deosebire de alpi, carpații au, acum vorbesc de toți carpații, nu numai de cei românești, da. carpații au, dimen, au depresiuni intramontane. Uh, și sunt foarte verzi acești copa, acești <gângătă> copaci copaci, acești munți <gântă> care se numesc carpați. Uh, și au acop și vârfuri sau culmea, da? Culmea sau, sau, vârful, cum se spune în română, de stop, da? Culme, o culme sau un vârf. Au suprafețe acoperite cu pajiști, de sunt verzi. Alpii, probabil că știți că au zăpadă la înălțimi foarte mari. Nu și în Carpați. Aici Carpații sunt verzi. Uh, și tot Carpații sunt cel mai mare, reprezintă cel mai mare lanț vulcanic din Europa. Deci făcut sau creat prin erupții vulcanice. Când este un vulcan, vulcanul erupe. Ok? Um, da, o să intru și pe detalii legate de geologie și rocă și piatră care, se, care există în, în Carpați. Clima Carpaților e continentală uh, și uh, din această... Uh, și precipitațiile există pe diferite etaje. Există precipitații... Uh, pe pajiștea alpină de sus, sunt păduri de conifere, de exemplu, dar și pe înălțimi mai mici. Sunt multe cuvinte noi. O să încerc să vi le scriu în descriere pe Patreon, așa, ca să le aveți și să vă fie mai ușor să mă urmăriți. Avem mai multe izvoare, râuri. Din Carpați, exemplu, Vistula, Nistrul, Tisa, Prutul, Siretul, Mureșul, Oltul, de exemplu, da? uh, și așa mai departe. Uh, ca o, um, orientativ, o să vă spun că informațiile de pe care mă inspir sunt enciclopedia româniei.ro și wikipedia.org. Cum o să merg și o să vorbesc mai mult despre ce carpații românești. Carpații români au trei sectoare sau trei părți. Carpații nord-vestici, Carpații de, mijlo de mijloc și carpații uh, sud-estici. Uh, și uh, scuze, trebuie să, mă, trebuie să mă corectez. Această diviziune sau cele trei tipuri sau sectoare sunt sectoarele europene ale munților carpați. România face parte din categoria Carpații sud-estici. Se estimează undeva 51, poate 54% că există în România din acești Carpați. Am găsit două date, două procente diferite. Carpații din România sau Carpații românești au trei părți, trei um, diviziuni, ca să le spun așa. Carpații orientali, carpații merid meridionali și carpații occidentali. Ok? Acum o să vorbesc foarte pe scurt un pic despre acești carpați, dar nu înainte, pardon, de a vorbi despre etimologie a, și de unde vine acest cuvânt. A, există mai multe variante. A, se spune că etimologia acestui cuvânt carpați nu este cunoscută. Există mai multe variante. De exemplu, cuvântul a, stâncoș vine dintr-un cuvânt dacic, și combinat cu un cuvânt din limba albaneză CARPE, care înseamnă stâncă. Dar mai există și cuvântul KERP, din indo-europeană, care înseamnă îndoi sau a întoarce. Și din limba greacă CARPOS, care înseamnă încheietură. <gântu> Sunt mai multe variante, dar numele carpilor și denumirea carpilor e de fapt um, um, un trib dacic um, care se numea Carpi și trăiau în Moldova în secolele 2 și 4 e posibil ca denumirea să fi fost atribuită o carpaților, pentru că vorbim de un trib vechi, uh, trib dacic, și aceasta ar putea fi proveniența numelui de carpați, de la acest trib dacic al carpilor, ok? Acum o să vorbesc puțin despre uh, geografia um, acestor munți. Uh, cum spuneam, Carpații încep uh, undeva de lângă Bratislava din Slovacia. Acolo pornesc munții, munții, scuze, <laughs> munții, da? De lângă Bratislava. Um, și se termină în Orșova, în România. Orșova e undeva în Banat. Acolo se termină, deci încep în Slovacia și se termină în România. Se estimează o lungime de 1700 de kilometri, am, am văzut și dimensiunea de 1500 de kilometri. Altitudinea medie a muntilor Carpați din România este de 1000 de metri. Da, există și munți care depășesc 2500 de metri, de exemplu în carpații um, meridionali, Buceici, munții făgăraș, parâng sau retezat, okay? cei mai înalți munți din România sunt în um, carpații meridionali. Acum o să vă spun că pentru mine carpații arată ca un fel de L întors. Cam aceasta ar fi pentru mine forma lor. Ca și cum ai desena, ai scrie consoana L și o inversezi, o pui invers. Ok? Și în partea de nord uh, sunt carpații orientali, uh, apoi vin uh, munții Harghita, pe partea de interior, unde este, de exemplu, după care urmează carpații de curbură. Curbura reprezintă curba aceea, deci cotitura, colț, cum să-i spunem, da? Carpații de curbură, acolo este și brașov pe partea de interior, pentru că este sunt carpații de curbură pe partea interioară și exterioară. Pe exterior ar fi Vrancea, iar pe interior Brașov, înțelegeți? Cum ar veni pe partea cealaltă a munților. Apoi urmează carpații meridionali, unde sunt câteva vârfuri super înalte, Moldovianul, de exemplu, prin, în, în Bucegi, în munții Făgărașului, sunt înalți, acolo sunt înalți și urmează Carpații Occidentali, Românești, Munții Apuseni, de exemplu, da, și Munții Bănățeni, nu sunt foarte înalți oștia. Eu ce cunosc personal este Ceahlăul și Cheile Bicazului, pentru că eu vin din zona respectivă și am fost pe Ceahlău, este un munte, din carpații uh, orientali, și cheile Bicazului reprezintă o zonă frumoasă, stâncoasă, cu lacul roșu și e o imagine spectaculoasă, zic eu. Uh, uh, cea mai Vârful din uh, Crucea hlău se numește Toaca și am fost până la Toaca la 1904, 1904 metri înălțime. Nu am fost în Ocașul mare, dar astea sunt cele două vârfuri: Ocașul mare și Toaca. Am fost când eram mai mică, a trecut ceva vreme, dar a fost spectaculos și e foarte, foarte frumos să mergi în, în munții din România. O să numesc foarte pe scurt niște munți din cele trei categorii de carpați și o să încep cu carpații orientali, în care avem carpații Mara Mureșului și Bucovinei, carpații Moldo-Transilvani, carpații de Curbură și apoi urmează carpații Meridional cu munții Bucegi, munții Făgăraș, munții Parâng, munții Retezat, Godeanu. Și ultimul, Carpații Occidentali Românești cu Munții Banatului, Munții Poiana Ruscă și Munții Apuseni. Știu, sunt foarte multe informații. O să vă dau câteva vârfuri de munți din Carpați, spectaculoase sau cele mai mari. Moldoveanu, din Munții Făgăraș, cum spuneam, are 2544 în înălțime. Negoiu, tot din Munții Făgăraș, 2535 de metri în înălțime și Viștea Mare tot în munții Făgăraș 2527. Mai după care urmează numărul 4, Parângul Mare, Lespezi, Peleaga, Păpușa Mare, Vânătoarea lui Buteanu sau Călțun, sau omul, omul este în munții Bucegi, are 2.505 metri, Bucura sau Dara. Toți acești munți sunt uh, vârfuri, mă scuzați, a, toate aceste vârfuri sau culmi de munți se găsesc în Făgăraș, în Retezat sau în Bucegi, deci în cel, cei mai înalți munți. Clima, cum spuneam, e temperat continentală. Sunt ceva precipitații și e și un climat montan, de exemplu, cu o temperatură specifică zonei din România. Ape. Sunt ape și râuri foarte multe care izvorăsc din Carpați. A izvoră, bine. De aici vine și substantivul de izvor, a izvorâ, da? Nitra, hron, tisa, de exemplu, care au afluenții bodo, someș, criș și mureș. Mai avem apa jiu, old, argeș, ialomita, siret. Și din siret, de exemplu, sunt afluenții moldova, bistrița, trotuș, putna, râmnicu sărat, buzău și apoi mai sunt Prutul și Nistru. Fiind din zona Moldovei, știu de apa Moldova, așa se numește. Ok? Dintre orașe avem, de exemplu, orașe mari, cum ar fi Cluj-Napoca, care se găsesc în perimetrul ăsta carpatic, Brașovul este în zonă de munte, Sibiu, Târgu Mureș, Baia Mare, Râmnicu Vâlcea, Piatra Neamț, Suceava, Drobeta, turnu Severin, Reșița, de exemplu, Bistrița, Deva, Hunedoara, Zalău, Alba Iulia, știu, sunt multe. Sfântul Gheorghe este în zonă de munte, Turda, de exemplu, Mediaș, Petroșani în România, Miercurea Ciuc, Sighișoara, Făgăraș, Petrila, Câmpul un Moldovenesc, Vatra Dornei. Acestea sunt orașe de munte, inclusiv Piatra Neamț, unde eu am copilărit. Sunt zone de munte, deci, de exemplu, capitala României, București, în sud, acolo nu prea vezi munte și este foarte cald. <gânt> în schimb, în zona de munte, de exemplu, dacă vorbim de Piatra Neanț, apa este extraordinar de bună și calitativă. Asta vă zic din experiența mea. Au avut ei ceva probleme în ultimii ani. Ceva probleme înseamnă câteva probleme: că este un bazin în Piatra Neanț și mai au ceva probleme dar calitatea apei este foarte bună comparată cu orașul Bacău. Bacău nu e lângă munte, orașul Bacău, și întotdeauna știu că în Bacău erau probleme cu calitatea apei și în Piatra Neamț o apă foarte bună, calitativă și rece. Nu mai locuiesc de foarte mulți ani în Piatra Neamț, eu vorbesc de ce se întâmpla acum 20 de ani plus în Piatra Neamț. Um, și... Uh, e un lucru important, spun eu. Geologie. Aici uh, se pare că, când vorbim de uh, geologie, Carpații uh, românești au, um, au o um, rocă vulcanică, rocă. Magnetică, rocă sedimentară și șisturi cristaline, cum se spune în limba română: șisturi cristaline, care se găsesc, de exemplu, în Carpații uh, meridionali ai României. Nu o să detaliez foarte mult uh, lucruri legate de geologie. Vă spun doar că munții aceștia au existat cu milioane de ani în urmă, de exemplu pe enciclopedia româniei.ru. .ro, dacă este corect sau nu, nu știu, dar aici scrie că în urmă cu aproximativ 2 milioane de ani în urmă, carpații au suferit o ridicare cu aproximativ 1000 de metri. Și acest proces este specific mai ales carpaților meridionali. După care a urmat o perioadă de răcire a climei și altitudinea a crescut la 1800 și 2000 de metri, a apărut prin prezența zăpezilor permanente. Aici, în, pe partea de geologie, este senzațional și fascinant să studiezi. De exemplu, structura sau munții carpați. Vă pot spune că pentru cei care sunt interesați de geologie, sunt interesați de structura munților carpați, puteți să puteți vedeți un documentar britanic care se numește Wild Carpathia, în care se vorbește despre munții carpați se găsește pe YouTube. Cred că are trei părți și din păcate nu e în limba română, dar puteți să vă faceți o idee cum arată acești munți foarte verzi. Repet, nu sunt precum munții Alpi care îi știm foarte înalți și acoperiți de zăpadă. Acești munți sunt mai munți verzi, să zic așa. Acum, haideți să vă spun puțin și despre vegetație, faună, de exemplu, animale <sus> și ce se găsește în România. Se zice că în, cum să spun, în velișul vegetal al Carpaților, are un etaj forestier și unul alpin. Înveliș un înseamnă care este acoperit. Unul forestier și unul alpin în funcție de climă. Cu cât e mai înalt, cu atât e mai rece, nu? Cel forestier, etajul forestier, este cel mai dezvoltat, de exemplu, și are um, un oare atât sub aspectul biodiversității cât și extindere spațială. De exemplu, un etajul forestier există sau avem 60% din pădurile României și o să numesc și câțiva copaci din acest etaj forestier, de exemplu, stejar, ok, uh, sau um, gorun, o să vă scriu cuvintele, cum vă spuneam, în, pe Patreon și o să vedeți. No, o să vă dau și explicația eventual și în engleză acolo. Ulm, ok? Carpen sau tei. Ca și o idee de munți care există în zona respectivă. Tot aici se găsește și coniferele, se găsesc coniferele, brad, molid, pin, dar și zada, de exemplu. Um, am spus de fag? Nu. Iar ca și faună aici avem cerbul românesc, urs românesc, mistreț, porc mistreț, râsul, este un animal care se numește râs, cocoș de munte, de exemplu, iar în ape se găsește mult păstrăv. Ok. Uh, iar pământul și solul, să zic așa, solul um, are o sunt acide, sunt brune acide sau ferii iluviale. Niște cuvinte destul de grele pentru un, o persoană care nu e specialistă în domeniu. Etajul alpin, de exemplu, este cel mai înalt, da? cel superior, cu o vegetație mai um, um, caracteristică unei pajiște alpine. Da? Pajiște alpină. Aici, de exemplu, avem capra neagră și acvila de munte, da? cât privește fauna. Iar când e vorba de ape, sunt, de exemplu, lacuri glaciare, acolo avem tot păstrăv, adică un pește care se numește păstrăv. Sunt foarte, <coughs> sunt foarte multe lucruri care se pot discuta sau se pot prezenta Legate de carpați și carpații românești, în cele mai mici detalii legate de diferite porțiuni din acești carpați, nu voi face lucrul acesta pentru că timpul este mult mai scurt decât aș fi crezut pe podcast. Puteți să găsiți literatură și multe cărți legate de Carpații românești. Am numit și acest documentar britanic. Mi-ar fi plăcut sincer să văd un documentar românesc, făcut de români în România, cu Carpații românești. Probabil că va veni într-o zi. <gătă> Dar deocamdată este acest documentar englezesc, și spre final o să vă spun că ce este spectaculos și unic la această porțiune de carpați este faptul că în România se găsesc uh, peste 220.000 de hectare de pădure virgină. Ce înseamnă asta, virgin, înseamnă ne folosit, nestrăbătut, necunoscut pentru om, adică nu a fost omul pe acolo atât de mult, atât de multă pădure virgină există în România și este absolut senzațional din punctul meu de vedere. Dragii mei, podcastul este mai scurt decât am plănuit inițial. Vă o să pun câteva linkuri orientativ. Dacă vă interesează acești Carpați minunați, recomand excursii în România când lucrurile se vor mai liniști și explorarea acestor munți este un lucru extraordinar și îl recomand. O zi excelentă de duminică și ne auzim mâine pe mini podcast. Numai bine.